Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, se sesizează ministrului afacerilor interne Petre Tobă deficitul de personal la posturile de poliție din județ. În plus, la nivelul inspectoratului județean de poliție, majoritatea funcțiilor de conducere sunt exercitate de ofițeri interimari. Într-o interpelare adresată ministrului, parlamentarul liberal arată că deficitul de polițiști este mai mare în mediul rural, sublinind că sunt posturi care funcționează cu unul sau cel mult doi polițiști. În județul Suceava, deficitul de personal în posturile de poliție s-a acutizat în ultimul an. Astfel, câteva zeci de posturi de poliție din județ și desfășoară activitatea cu unul sau cel mult doi polițiști. Județul Suceava este un județ de frontieră, iar provocările și sarcinile polițiștilor sunt mult mai numeroase, mai complexe și implică un efort profesional mai mare. De asemenea, trebuie să precizez faptul că deficitul de personal este mult mai acut în mediul rural, dar acesta privește deopotrivă și marile așezări urbane din județ. În plus, la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție, majoritatea funcțiilor de conducere sunt exercitate de ofițeri interimari, situație care împietează asupra eficienței instituției și asupra găsirii unor soluții la actuala stare de fapt, spune deputatul Ioan Balan în interpelarea către ministrul afacerilor interne. Parlamentarul Suceveane adresat lui Petre Tobă două întrebări la care așteaptă răspuns în scris. În contextul în care Ministerul Afacerilor Interne a demarat deja un amplu proces de recrutare de personal, cum considerați că vor fi stimulați noi angajați ai Poliției Române să ocupe posturi în zonele din mediul rural, unde condițiile de lucru sunt net inferioare? Când anticipați că se va termina interimatul de la conducerea Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava și vor fi numiți pe funcție ofițeri care au probat performanțe profesionale care să justifice desemnarea lor. Sunt cele două întrebări la care deputatul Ambalan așteaptă răspuns în scris.